Secretarul General și colegii noștri din Minister încercăm să perfecționăm tot ce înseamnă acest program. Dezbaterea publică a fost una dintre cele mai largi pe care le-am avut pe un program național. Sugestiile primite din partea cetățenilor au fost bine primite, unele implementate în funcție de impactul pe care l-au avut, astfel încât în curând vom ajunge la o variantă finală pe care să o și putem publica, iar din luna iunie, sfârșitul mai iunie, să începem deja programul. Acum, acest program a venit ca o nevoie. În anii care s-au scurs și în special în anul 2016, în momentul când am început să lucrăm la programul de guvernare, am identificat nevoile societății noastre, iar acest program vine să satisfacă una din aceste nevoi, și anume nevoia de reîmprospătare a clasei antreprenoriale românești. Suntem cu toții de acord, cred, că în decursul anilor clasa antreprenorială românească a ajuns la o oarecare maturitate, în sensul în care cei care au înființat primele firme după 90, la momentul acesta au în jur de 50 de ani. Și există un gol până la generația noastră. Eu am 35, Ilan are 33. Mulți, văd foarte mulți tineri care sunt în jur de 20 ceva de ani și ne dorim ca dumneavoastră să veniți și să umpleți acest gol prin ideile pe care le aveți, prin creativitate, prin dorința de muncă și speranța că vă doriți să rămâneți în România. Dorim să creăm un cadru optim pentru a vă putea desfășura afacerile în România, să nu mai fie nevoie să plecați pentru joburi bine plătite în celelalte state ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte ne dorim ca cei care au plecat în ultimii 10 ani forță de muncă calificată să se întoarcă, fiindcă vor avea o șansă. Această șansă este dată de programul Startup Nation în sensul următor. Guvernul României acordă un grant de 200.000 de lei pentru orice idee bună care poate fi transpusă în practică cu niște condiții minime. Pe lângă asta ne dorim sprijinul pe care îl acordăm celor care vor să-și pună în practică ideile în sensul unei afaceri de succes, să vină în urma unei educații antreprenoriale corecte. Și pentru aceasta, Ministerul Educației, pot să vă informez că a dat deja o directivă către universitățile din România prin care se dorește implementarea programelor de educație antreprenorială. Tot la fel, ne dorim ca în mediul liceal să avem o educație antreprenorială corectă, iar Guvernul României își dorește ca din anul școlar următor să înființeze primul liceu antreprenorial din România. Ar trebui să plecăm și suntem conștienți de lucrurile astea de la solicitările cetățenilor, de la nevoile sociale pe care le avem, pentru a dezvolta lucrurile într-un sens pozitiv, armonios. Eu vreau să vă mulțumesc, le mulțumesc încă o dată gazdelor și îmi cer scuze pentru micile glumițe de la început, dacă au deranjat, dar sper să fiu cu zâmbetul pe buze și în continuare, la muncă, acasă și tot așa. Vă mulțumesc și mai am o singură precizare. Pozițiile publice în care suntem numiți în momentul acesta, cel puțin noi din guvern, să știți că nu sunt ale noastre, sunt ale dumneavoastră. Adresele noastre de mail, telefoanele sunt publice, orice problemă o întâmpinați, de orice natură, suntem deschiși să vă ascultăm și în măsura posibilităților să vă și ajutăm. Vă mulțumesc mult de tot!